Bine ați venit sau bine ați revenit pe acest canal. Astăzi mă vopsesc brunetă. Astăzi e momentul să acoperim ceea ce este de acoperit. Așa nu se mai poate. Poate voi nu vedeți ceva chiar atât de nasol în momentul de față pe părul meu, însă uitați, aici avem niște șuvițe care au fost verzi, gen de aici. Avem vârfuri verzi care nu prea se observă, mă rog, sunt niște vârfuri decolorate care au o tintă de verde și care trebuie să fie de orice altă culoare, dar nu verde, maron, negru. A fost o bătălie crâncenă pe TikTok între brunet și negru. M-am gândit că negru ar arăta cel mai bine cu ceea ce voi avea în partea de sus. Bine, acum este ceva semi-permanent, nu că semi-permanent, washable aici. Și a fost o bătălie foarte grea atât pe TikTok cât și în capul meu. M-am decis să mă fac brunet că, again, consider că brunetul ar arăta cel mai bine cu ceea ce vreau să fac aici. Însă azi noapte, băi, știind că eu astăzi mă vopsesc, m-am trezit de 10.000 de ori și m-am gândit de 10.000 de ori, bă, dar ești sigură că asta e cea mai bună variantă? Bă, dar ești sigură că nu vrei să te duci să-ți vopsea maro? Pentru că, gândește-te puțin, ăsta nu-l mai scos din păr, ăsta nu o să se mai curățe, că am fost brunetă odată. Nu, odată brunetă, odată brunetă cu tint albastru. Și știi prea bine că nu se spală. Băi, dacă vrei să decolorezi din nou tot părul peste vreun an, doi, ce o să faci că părul ăsta nu poți să-l mai decolorezi, că dacă pleci negru, nu poți să faci decolorant peste, adică poți să-ți arzi părul, dar tu nu o să faci asta. Ce faci că părul ăsta nu o să mai poți să-l decolorezi, cel puțin 2-3 ani. Și până la urmă, mă fac brunetul. Milene să mă duc să-mi iau maro, plus că m-am uitat mult și bine în oglindă și am considerat că negru se priese cel mai bine pentru locul meu. Înainte să ne apucăm de vopsit, v-aș ruga să dați un follow după ce vă uitați și la clipul acela. La clipul acesta, pardon, spuneți-mă puțin, mi-a fost distrasă atenția. V-aș ruga să-mi dați un follow și pe Instagram, aș ajuta super, super mult. Am doar 200 și ceva de urmăritori acolo în momentul în care filmez acest clip, 280 chiar. Contul de make-up de Insta nu cred că îl voi mai folosi. Sincer, o să fiu, nu mai am timp de două conturi de Instagram și două de TikTok. Și în afară de asta, este un cont pe care postez doar tranziții cu make-up. Nu consider nici măcar eu că acele clipuri sunt good enough for Instagram, așa că voi păstra doar contul nou de travel. Eu am castul în special pentru vopsi, dar vă spun sincer că având în vedere că voi folosi vopsea neagră, care acum nu mai este. Ok, trecem la următoarea tehnică. Vă spun sincer că mi-e teamă să nu pătesc castronul și nu aș vrea ca al meu castron verde să nu mai fie verde, așa că punem și noi într-un castron de la bucătărie. Dacă se strică, pare, nu e al meu. Nu știu dacă se strică. N-are mă cum să se strice. Cer să mă gândesc cum ne-am și pelisul pentru vopsit. Nu, de altă dată trebuie să amestec cu ceva toată treaba asta. Avem aici oxidantul. Ăsta e oxidantul. Scuzele astea, dar iar mă vopsesc în baie. Ca să înțelegeți cât de obosită sunt, eu căutam varianta în engleză. În engleză sau în română. Avem aici hr, b, h, m, n, e, nu știu ce limbi sunt astea. Sr, b, pe bune, cred că de la Serbia, m, c. Deci avem orice, dar nu engleză. Eu mă așteptam în Spania să fie instrucțiune în spaniolă, în engleză, totuși, chiar că lumea are boală pe engleză, că așa le zic și pe engleză. Mă așteptam totuși să fie în pana mea instrucțiuni în spaniolă, engleză, franceză, nu în machedonească. Nu îi zice machedonească, dar mă rog. Începem să amestecăm treaba. Oare că trebuie să amestec? Mamă, începe să miroase. A vopsea. Bă, miroase a vopsea și încă ceva. Așa, vopsește și mustața. Miroase mișto. Pe cutie scria ceva de coco și de shea, parcă. Băi, dar nu-mi vine cuvântul, frate, mai miroase ceva treaba asta. Anyway, o amestecăm până se mai negrește un pic. Avem pelerina. Iar acum cred că ar trebui să secționez părul. Așa ar fi cel mai indicat, zic eu. Bine indicat, după spusele alese, ar fi să nu mai vopsesc în baie, unde e feria. Dar serios, acum ce pot să greșesc? Aplic niște vopsea neagră cu păr care e aproape negru, adică doar am niște chestii verzi de acoperit. Apropo de faptul că se zicea în clipul ei, a dat replay. Am făcut un stitch, mă rog, chiar stitch. Am suprapus clipul meu și zicea că verdele nu poate fi decolorat. Băi, eu știam că verdele nu-l scos decât cu foarfeca, că au încercat niște hairstyliști din Germania să mă decoloreze și să-mi scoată verdele. Eu știam de mult timp că nu poate fi scos verdele, de când am văzut efectiv oamenii aia că au încercat să-l scoată și nu au putut. Deci ei, dacă erau hairstyliști, n-au știut treaba asta, e bine, nu știu. Dar am găsit o super modalitate de a face secțiune și a le prinde fără să se mai plimbe. Bam, 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 băgăm un elastic de păr. Elastici de păr diferite. Bine, nu e ca și cum aș putea să trag
de celălalt care e pe supărul ăsta. Dar acum știu că prima dată trebuie elasticul ăsta, dau drumul la o secțiune de păr, după am mai dat drumul la elastic, mama secțiune de păr. Hai să vedem ce facem aici. Aici mai facem niște secțiuni, cred. La asta e cam riscul să le prind tot cu elasticul de păr. Da, luăm undercut-ul. Asta cum le mai prindem? Le prindem cu clămiță. Avem o clămiță fix, o clămiță avem. Când am adus clame la baia, dar rând pe rând ajung tot în dormitor. Asta să vedeți cum prind pasta devine. Așa. Și pasta o prind cu... Ha, hairstyle, nu? Cade? Bam, hairstyle. Bă, se vede... Nu, se vede doar în capul meu mișto, că dacă mă duc în cameră, nu se vede mișto. Am luat o grămită ceva mai mare, așa că... Eu thumbnail n-am făcut. Am stricat cutia! Reparăm cutia. Bine că se vedea închis thumbnail-ul de m-am hotărât să prind și cealaltă lumină. Punem în ușa, o dăm jos și o mai punem o dată și pe TikTok. O să se tot schimbe cardul, dar îmi cer scuze la masă pentru asta. Continuă ziua în paralel și pentru TikTok și pentru YouTube, nu știu, având în vedere că atât de tare pătează, stați, atât de tare pătează această boxea, adică, cu alte cuvinte, trebuie să n-ai de grijă să nu-mi ating telefonul, că dacă îmi fac carcasa din transparentă neagră, mă rog, gri, s-ar putea să mă ofic. S-ar putea să mă ofic destul de tare. Pelerina e mică. Nu prea vreau să mă plâng, având în vedere că e de la un set de copii, probabil că e plină de copii, unul la mână, doi la mână. Este concepută, probabil, în ideea în care o pui pe spate și te poate face din spate și tot părul tău ia pe spate. Dar tu te faci singură, în oglindă, la salonul din baie. Hai să luăm cu degetele și să facem așa, să ne asigurăm că am îmbibat tot părul. Am aplicat și în cadrul unui TikTok boxer pe această parte. Părul este deja negru, după cum se poate observa. Și abia acum încep să mă bucur cât de cât de alegerea făcută. Te rog să nu te pătezi, ești oricum neagră, ești oricum o cam neagră. Hai cu noi, vă rog frumos, dacă v-a plăcut până acum acest clip. Și hai să mai secționăm un pic părul ăsta, nu? Trebuie secționat un pic și cu asta acum ce faci? Băi, e prea lungă! E lungă, e mai lungă decât pelerina, e nebună la cap! Deci uitați-vă voi la mine că eu până mă termin, sigur îmi fac niște... Stai mă acolo! Sigur îmi fac eu niște pete frumoase pe gât sau pe piept. Să aplicăm așa de amoroate între și cu pensulica asta. Dar și aruna era deschis. Ba picioarele mele de pe listură. Doi direct unde ești. Atât a căzut părul. Bă, ce-am zis să iau puțin. Extra ăsta pentru vârfuri. Bă, nu știu dacă se vadă, ai vreo diferență. Am vedere că părul meu acum este destul de închis la culoare. Dar voi încerca să aplic până la spre rădăcină. Și o să-mi bat mai tare capul partea asta, unde știu că s-am părul secționat de totodată. Adică dacă îmi fac poziția, o să fie la vedere. Și aș vrea să mai bat periotură prin șuvița asta. Băi, l-am aplicat mult, că am zis cam de unde. Și s-ar putea să nu-mi ajungă dacă aplic în același stil. Hai că îmi fac tatuaj nou pe gât. De aici ai pătat. Oh, shit. Și eu acum desfac elasticul fără să ating cu vopsea părul care este decolorat și care mi-aș dori să rămână decolorat, adică deschis la culoare. Hai că m-am descurcat, cred și sper, destul de bine. Ei bine, aceste șuvițe trebuie să fie vopsite ca lumea, până sus de tot. O să aplic mai întâi la vârfuri. Și de după aia cu pensulica până mai sus. Este foarte schici treaba, adică este foarte periculos acum. Sunt șanse foarte mari să rămân fără boxea fix unde, unde ar trebui să fie multă boxea. Nasoală treaba, chiar nasoală. Noroc că e negru și că nu ai nevoie de mult.
ca să acoperi. Mi-am dat seama și la ce miroase opța asta. Miroase foarte, foarte sănătos cu henna. Anyway, ideea e că în momentul în care vrei să acoperi ceva cu negru sau, mă rog, cu culoare închisă în general, că poate să fie și mărul, poate să fie mult închis, poate să fie albastru închis, nu e nevoie de o grămadă de bopse, adică te descurci și cu mai puțină. Hai, frate. Nu, trebuie să-mi dau mânușă cel puțin în jos. În momentul în care vrei să decolorezi un păr, atunci trebuie să fie îmbibat bine, nu decolorant. Sau când vrei să aplici un blond, să zicem, pe un păr maroniu și vrei să deschizi un pic, atunci trebuie să aplici din plin bopsea, din o grămadă de bopsea. Ăsta nu prea mai stă și tare mi-e frică că o să aibă probleme. Ok, dăm jos și mânușa aceasta, ca să prindem mai bine părul, că dacă ăsta se face negru, eu fac urât. Eu fac curând. Ăsta trebuie să rămână așa cum e. Și cu ocazia aceasta băgăm și noi o perie. A, ce-am scris foarte mânușile. Asta... Poate ne-am luat și pe față, vreau eva. Sper că v-au amuzat și voi cei de pe YouTube cu vopsitul meu, că cei de pe TikTok adoră clipurile de genul. Deci îmi vine să mă bat, îmi vine să mă bat, îmi vine să mă bat când mă uită castron. Mai am pe margini. Eu, mă vede de față, mai am așa câte un pic pe margini. Mamă, deci la fixul fixului cred că n-ai ajuns. La fixul fixului și fiți atenți că ce fapt că și pe rădăcini mic aici în față. O verde reacoperit, văd că părul meu e negru, mă rog să nu mai rămână verde. După ce mă spăl. Am acoperit și ce era decolorat aici și nu ar fi trebuit să fie decolorat. Și mă rog să fie ok la spate, pentru că n-am cum să văd și nu stau să mă uit cu telefonul nimeni, să mă uit, sincer, să fiu în punctul ăsta. Aici am două stămă că-i mă rog, în punctul ăsta. Vreau doar să-mi spăl negreala de pe corp. Bă, cum am ajuns să am și în gură? Nu știu. Mai masez un pic părul ăsta, eu îl văd că e negru, mă mulțumesc cu ce e aici. Am prins părul cu elastic și m-am pus repede de curățat corpul, că e nasoală treaba. Deci, în momentul de față, când mă văd așa cum zbiritor cu aici, am dat seama că mi-ar sta bine rădat cu tatuaje până pe aici. La un moment dat am zis că îmi fac mâneci și de vreună mă gândesc să-mi fac doar până aici tatuaje, dar... Merg mâine lungi. Iar niște dischete de alea mari de la Oșan, pe care ți-a trimis maică ta. Hei, măi, mersi, mami, și frag cu pomicelară până nu... Până nu neamă. Ah, s-a luat. Nu o să se ia tot asta, știu. Da, așa se zice mai repede și mai ușor vopsea. Am negru în verde. Adică am negru unde o să fie... Frate, cum am reușit să pun negru și aici? A, negru rămâne ăla, nu mai am ce face acum. Și negru o să rămână 2 ani de zile, că eu nu mai decolorez acolo. Doamne, bă, da, un lucru nu poți să faci și tu bine, au dreptate oamenii ăștia. Ok, eu mă tot frec cu cocul. Eu mă tot frec cu coculețul ăsta. Hai să-i punem în ușă. Așa. Nu, că n-am niciun randament cu dischetele. Doar cu apă și se șterge. Bă, aici văd că nu se mai șterge. Ok, ar cam fi cazul să mă spăl. Voi spăla doar partea aceasta în prima fază, după care voi spăla tot părul. Ok, și rezultatul final. Băi, deci ador, ador. Și cu verdele astea se vede perfect și s-a văzut foarte bine și cu galben. Îmi pare rău că nu am vopsit bruneta mai devreme, s-ar fi văzut mult mai mișto și portocaliul și alte culori pe care le-am încercat, pentru că hello, eu am încercat o grămadă de culori până să fac verde și să mai încerc câteva culori și peste acest verde, culori care se curăță după spălare, deci nu o să mai afecteze verdele, sper cel puțin. Acestea fiind spus, astea să dăm drumul la lumina aceasta. XXL, Eva.